Stimate Cornel, în primul rând te rog să mă ierți că te tutuiesc, dar eu și toți tinerii din orașul nostru te considerăm așa de apropiat de sufletele noastre amărâte, încât îmi vine greu să spun dumneavoastră. Ceea ce e la noi numai libertate nu e. Muncitorii din întreprinderile din Târgu Mureș au fost pur și simplu amenințați de a li se tăia 10% din salar dacă nu vor participa la demonstrațiile de 1 mai. Te-a jucat foarte mult să-mi îndeplinești câteva dorințe muzicale. Aveți salutul de bun găsit al lui Cornel Chiriac. Astăzi vă propun întâlnirea cu cel care a fost numit de critici cel mai mare obsedat sau cel mai talentat șarlatan al timpurilor noastre. Pare o poveste de bezne sănate sau chiar de joc video cu eroi anticomuniști, dar Cornel Chiriac chiar a existat. L-am văzut în poze și în amintirile oamenilor, dar cel mai mult i-am auzit vocea în zecile de ore în care l-am modelat ascultând Metronom 74. Child of the novelty, copil al invenției, al inovației, al noutății. Eu sunt Sorin Verdes și sunt caracter artist în AMC, studio de artă 3D pentru jocuri video din București, România. Lansăm Forever Heroes Challenge, în care tinerii artiști sunt invitați să modeleze statui digitale unor oameni pe care ei îi recunosc drept eroi, personalități care au schimbat omenirea în bine. Îți voi spune acum povestea mea ce sper să te inspire. Look outside, privește afară, încearcă să vezi mai mult decât lumea dintre pereții tăi. O lume frumoasă și mare se întinde afară. Vei vedea prințese ale culorilor și ale ritmului și ne vei vedea pe noi făcând muzică și dragoste. N-aveai cui să spui, nici la școală n-aveau cui să spună, nici părintele care nici mai avea timp, era obosit și plin de funinginile pe nas și cu sacoșele pline și cu obosit de stat la cozi câte 5 ore, venea acasă, cui să-i spui, unde tânărul să spună? La școală? Da, în pauze, da, dar erai turnat imediat. Stați în banca voastră, idioților. Învățați de mici cenzura, învățați de mici încolonarea, uniformizarea, Ceaușescu, România. Ce depresiv. Jur! Jur! Credință nestrămutată! Credință nestrămutată! Poporului român! Poporului român! Și patriei mele socialiste! Și patriei mele socialiste! L-am cunoscut pe eroul meu la birou, din poveștile unor colegi seniori despre muzica de pe vremuri, când un vinil cu The Beatles valora cât greutatea lui în aur. Nu mi-a venit să cred cât de greu le era românilor în comunism să aibă acces la sunetul lumii. N-auzisem de Cornel Chiriac și m-am mirat când am deschis internetul și am găsit pagini peste pagini ce vorbesc despre moștenirea lui culturală. Acest atașament al românilor din toată lumea față de un om căruia este dedicată doar o stradă de la marginea Piteștiului. E ceva spectaculos. Faptele s-au petrecut acum jumătate de secol. Nici nu era internet pe atunci. Se făcea că un tânăr jurnalist, realizator de emisiuni de radio și producător de formații muzicale, Cornel Chiriac, elibera conștiințe prin acțiunile lui subversive, fără a politiza radioul. Doar prin puterea muzicii și prin eliberarea în spațiul public românesc a unor simboluri de emancipare cântate în versuri. Lennon vs. Lenin ar fi un nume bun pentru un joc cu el, erou principal. Proclamația puterii și a gloriei. Aceasta este singura cale prin care ne putem realiza ca națiune. Poate nu avem tot de ceea ce avem nevoie acum, dar să sperăm, totul este în continuă schimbare, dar totul mai poate rămâne încă la fel pentru multă, multă vreme. Să spunem bun venit, salutare, puterii și gloriei. The power and the glory. După 50 de ani, 30 de ani, 40 de ani, cum poți să lași urma asta atât de adâncă în generații, în mințile tinerilor? Și asta m-a frapat. Dragă Cornel, până acum, datorită cenzurii, am fost cu frica în sân, dar încercarea moarte n-are. Riscul este viața noastră.
Cu ajutorul unui bun aparat de radio Traviata, reușim să avem o audiție destul de bună, cu toate că uneori intervine și bruiajul. Am intrat în contact cu acești oameni, cu acești fani Cornel Chiriac și am aflat din aproape în aproape informații care ulterior m-au ajutat în a descoperi altfel în dosarele întocmite de securiști, de securitate. Așa am ajuns la Cornel Chiriac, de la cei care cândva au fost ascultătorii și fanii lui. Dragă Cornele, sunt un vechi ascultător al Metronomului Libertate și ți-am trimis până acum 3 scrisori. Cea mai veche prin 1 august, dar după cum se vede, tu nu le-ai primit. După toate probabilitățile, greșiții ăia de la cenzură le-au oprit. Deci ce să-i faci, vorba românului? Omul dacă se naște prost, tot prost moare, așa că trebuie lăsați în pace oamenii greșiți de natură și incapabili să judece normal. Aceștia fiind constructorii socialismului, care parcă seamănă cu acei calfe și zidare ai lui Manole, ce tot construiesc, dar nimic nu se înalță. Nu știu cât o să-i mai suporte societatea, că unul mie mi-e greață numai când trebuie să mă gândesc la ei. Dar cred că nu va mai trece mult timp până îi voi părăsi și îi voi băga în aia măsii pe toți. L-am găsit în dosare în scrisorile tinerilor. Scrisori interceptate, tineri care au fost anchetați, după aia urmăriți, tracasați, hărțuiți de securitate. Unii au fost exmatriculați, alții au fost anchetați, numai pentru că ascultau muzica, nu a lui, a lumii. Dacă oprești și această scrisoare, comunist urât și bruiat, nebun, incult și criminal, te blestem să-ți moară nevasta și copiii. Sticlete prost. Adorate tineri, Cornel, eroul nostru, intra în casele românilor de pretutindeni pe calea undelor. Prima oară cu jazz la Radio România, apoi cu rock, pop, jazz, disco în emisiunea Metronom la Radio Europa Liberă din München. Se zice că i-a păcălit pe comuniști să-i permită să difuzeze jazz prin argumentul că ar fi muzica afroamericanilor contra americanilor capitaliști. Ce trickster! Tot el i-a adus pe Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Bob Dylan, a căror muzică le-a dat românilor pofta de libertate. Asta a zdruncinat regimul opresiv devenind un fenomen social și a lăsat să se întrevadă democrația în viețile părinților noștri. Numai că n-a apucat să trăiască 89. A fost ucis în 75, la 32 de ani, la München. Pentru că a fost un fenomen social început în 69, a continuat în 70, băieții au dat startul unui plan național în care securitatea trebuia să identifice toate grupurile de tineri, avea ca misiune principală. Identificați grupurile de tineri care ascultă Radio Europa Liberă. În special Cornel Chiriac, care este un element predominat de decadentism cosmopolitan. Este adept al curentului suprarealist, abstracționist, curent reacționar, lipsit de bază materialistă. Uite, eu am fost skater și astea sunt făcute de skater. Vin așa cu viteză de acolo, dau un grind cu multe skate, așa. E așa. Hotărât să-l modelez pe Cornel într-o manieră realistă, am cercetat statui din București cu personalități care îmi plac, dar și sculptate în stiluri interesante pentru mine. Grupurile hippie erau un pericol. Prin vestimentație, prin comportament, prin libertatea de a-ți lua libertate de la școală, de a învăța anumite lucruri, de a contesta propaganda sau mesajul, de a se opune a face parte din grupul UTC Pionier. Sunt copii care de mici au fost educați, nu de părinții lor, de acest Cornel Chiriac. Asta este fascinant. Dragă Cornel, încă 2 disperate îți cer ajutorul, de prieten, de psihiatru. Nici nu știm cum să începem a ne plânge de aceste minunate condiții create de regimul nostru. Am ajuns într-o asemenea stare de plictiseală, de amorțire, încât am vrea să urlăm, să se audă sus și să ne scape de dezamăgiri.
Suntem două prietene de 17 ani cu concepții moderne, care îndrăgesc deopotrivă pe fratele lor mai mare, Cornel, și muzica pop. Dragă Cornel, nici să citim reviste străine în care este vorba despre tineret, noi tinerii români nu avem voie, căci probabil domniile lor se tem de influența nefastă pe care ar putea o avea adevărul asupra noastră. Dar să terminăm cu această plictisitoare instituție de cultură generală a României. În încheiere te-am rugat să transmiți pentru noi două melodii. My Sentimental Friend, interpretat de Hermans Hermits, și The Israelites, cântată de Desmond Dekker. P.S. Te rog, nu ne numi. Poți să vorbești de Sighișoara, dar evită numele noastre. So won't you please play a song, a sentimental song, for my sentimental friend over there. A rămas înlipit de inima celor care l-au ascultat și atunci îmi explic de ce astăzi părinții tăi, bunicii tăi, Sorine, au rămas cu nostalgia și cu parfumul anilor de atunci, în care ei, măcar la nivel de minte, s-au iluzionat că există un alt spațiu, o altă realitate în care ar putea să plonjeze. Și că noi trebuie să ne construim, fie prin muzică, fie prin jazz, fie prin orice tip de mesaj formulat artistic și estetic, dobândim calitatea de a fi liberi. They took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself. Și eu sunt meloman, ca eroul meu Cornel. Îți place cover-ul după Bob Marley? Îl dedic, precum și tuturor răzvătiților care provoacă societatea înspre schimbare. Cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just
just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? Cine crezi că a făcut revoluția? Tot tânărul. Cine a fost? Tot tânărul. În cine ne... Cine duce, cum să spun eu, promovează ideea prin țară și... Tot tânărul. Uite, cum ești tu. Ni-l arăți altfel pe Cornel. Și-ți faci din el nu neapărat un erou din ăla în setting-ul, da, indus și propagat în lume. Nu, este eroul tău. Este eroul tău. Tu l-ai văzut că e ca erou și este suficient. Dosarul lui s-a numit Jack. Ia, nu știu de ce îmi sună atât de fain Jack. Sună fain. Nu? Da. Oare de ce sună fain? Cu ce putem asocia cuvântul? E libertatea după ce Jack, nu știu. Cornel Chiriac. Nume conspirativ. Dosar de urmărire. Jack. Jack. Se reîntoarce. Aș fi fericit dacă te inspira povestea mea cu Cornel Chiriac. Sunt curios de istoria eroului tău. Trimite-ne modelul statuii personalității iubite și particip astfel la Forever Heroes Challenge. Dacă câștigi, mergi cu noi 5 zile în tabăra de sculptură 3D la Mare în iulie. Îți pregătim o experiență de învățare de neuitat. Bronzul e de la Soare.